Scump frați și surori, zic din nou ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mă bucur de harul dăruit de Dumnezeu ca să mai fiu în mijlocul dumneavoastră să pot să vă slujesc din cuvântul Sfintei Scripturi. Am o deosebită bucurie de fratele Alin, care ne tot sunam și în sfârșit Dumnezeu ne-a dăruit întâlnirea. Doresc mai mult decât orice bucurie pe care o putem avea aici pe pământ să umple inima noastră bucuria părtășiei cu Dumnezeu. Pentru că El rămâne credincios totdeauna. Oamenii se schimbă. Părinții uită de copii. Copiii se ridică împotriva părinților. Cei mai scumpi, cei mai dragi se trădează. Dumnezeu rămâne credincios cuvântului Său. M-am gândit de multe ori de ce între noi oamenii și mai ales în cercul cel mai strâns, cel mai apropiat, în celula cea mai mică, începând din familie, de ce atât de adeseori lipsește de aici încrederea? Și am înțeles că Satan, diavolul, cel ce a izbutit la început încă pe Adam și Eva să-i amăgească, își continuă lupta lui chiar dacă își schimbă tactica după împrejurări. Și scopul lui sau una din tacticile lui a fost să folosească cuvântul lui Dumnezeu, dar să-l sucească, să-l prezinte altfel. Gândiți-vă doar la ceea ce a rostit prorocul Ieremie din partea lui Dumnezeu când a zis: blestemat este omul care se încrede în om și își pune nădejdea într-un muritor ca să se abată de la Domnul. Satan, diavolul, a luat acest cuvânt vorbit din partea lui Dumnezeu, l-a rostit doar până la o bucată și ultima parte i-a acoperit-o. Și în loc ca oamenii să dezvolte între ei calitatea aceasta sfântă, încredere, a prezentat cuvântul acesta ca și cum n-ar trebui să ai încredere în oameni. Și ce avem în cele din urmă? Vă închipuiți familia fără încredere, unde între soț și soție lipsește încrederea? Vă închipuiți familia unde între părinți și copii lipsește încrederea? Dacă vrem să lărgim lanțul acesta, în cele din urmă avem o generație, un stat lipsit de încredere. Apostolul Pavel învață încă pe vremea lui și spune: ceea ce ai auzit de la mine, ceea ce ai învățat de la mine, ceea ce ai văzut la mine, încredințează la oameni de încredere. De unde? Dacă am ruinat încrederea. Aș vrea să fim atenți că nu toți cei ce coboară din Israel sunt izraeliți, spunea Domnul încă de mult. Nu toți cei ce se numesc creștini sunt creștini. Nu cei ce zic că e cuvântul Domnului, e cuvântul Domnului. Doresc mult ca Bunul Dumnezeu să trimită Duhul Lui cel Sfânt peste noi și să putem înțelege acest cuvânt. Satan, diavolul, el n-a făcut nimic, n-a produs nimic, el doar a luat ceea ce a făcut Dumnezeu, a stricat și l-a prezentat în mod stricat oamenilor. Și dacă nu suntem atenți, înghițim minciuna aceasta a diavolului, ne ruinăm pe noi și distrugem și pe cei din jurul nostru. Doresc mult ca în ziua aceasta, în cuvântul care am de-l transmis, să observăm un lucru foarte frumos.
Fratele Ilie a citit cuvântul din Romani, capitolul 2, despre pocăință. Și vreau câteva minute să cugetăm asupra acestui lucru a pocăinței. Că de fapt fiecare, mare, mic, tânăr, bătrân, bărbat, femeie, toți avem nevoie de pocăință. De ce am venit, de ce ne adunăm, că recunoaștem că pocăința e ceva foarte familiar pentru noi. Spune cuvântul Domnului aici, versetul 5, versetul 5. Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de urgie pentru ziua mâniei și a arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. Cu împietrirea inimii care nu vrea să se pocăiască, îți aduni comoara aceea de mânie și urgie în ziua judecății lui Dumnezeu. Frați și surori, înainte de asta, puțin mai sus, versetul 4 spune: sau disprețuiești tu bogățiile îndurării, îndelungii lui răbdări, nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Într-o altă predică, Apostolul Pavel spune în Faptele Apostolilor, capitolul 17, că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Din nou să se pocăiască. Aș vrea să observăm ceva. Dacă la Romani le spune că bunătatea lui Dumnezeu, care nu ne vrea răul, ne vrea binele, care nu ne vrea mânia și urgia și pedeapsa, ci ne vrea binecuvântarea, pacea și veșnicia trăită cu Dumnezeu, bunătatea aceasta ne îndeamnă la pocăință. În Faptele Apostolilor spune că, din nou, bunătatea lui Dumnezeu ne poruncește să ne pocăim. Știi că e una să neglijezi un îndemn, un sfat, și alta e să ne socotești o poruncă. Suntem înaintea lui Dumnezeu în momentele acestea și eu cred că e cel mai potrivit loc și cel mai bun loc unde putem să ne pocăim. Când oamenii au vrut să-L urmeze pe Domnul Iisus, s-au apropiat de El, îi puneau întrebări, în cele din urmă își făceau cunoscute dorințele că vor să-L urmeze și Domnul Iisus parcă i-ar fi oprit puțin. Vreau să ne aducem aminte în Evanghelia după Matei, capitolul 16, în versetul 24. Atunci Iisus a zis ucenicilor Săi: dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Înainte de a porni în urma lui Iisus Hristos, avem nevoie de aceste lucruri. Pentru că altfel, dacă nu facem asta, dacă nu pornim de aici, știi că un start greșit nu-ți garantează finalul bun. O temelie rea nu poate fi pusă la o casă durabilă. Pentru o pocăință adevărată, pentru o trăire cu Dumnezeu, e nevoie să pornim după voia lui Dumnezeu. El nu ne primește doar de dragul primirii. El e stăpânul, El e Dumnezeul, El își are cerințele Lui și noi nu-L putem sluji cum vrem noi, cum ne-ar plăcea nouă, cum ne-ar conveni împrejurărilor noastre, ci dacă vrem să mergem în urma Lui, trebuie să ascultăm de cerințele Lui. Altfel, ce înseamnă să slujești pe cineva, dar să faci voia ta? Paradox,
Dacă vrei să slujești pe cineva, trebuie să ai grijă ca el, stăpânul, să fie mulțumit. Dacă muncești la cineva, nu faci cum vrei tu, nu faci ce-ți place ție, faci ceea ce-ți cere stăpânul. Altfel, pentru ce te-ar plăti? Când vrei să pornești în urma Domnului Iisus, El ne cere mai întâi lepădare de sine. M-am gândit de ce atât de important acest lucru. Pentru că viața noastră pe pământ, eu-ul nostru, personalitatea noastră, spuneam și data trecută aici în biserică, e cel mai mare dușman al nostru, dușmanul numărul unu, care totdeauna se împotrivește la voia lui Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu. Mă întreb pe mine și chiar dacă poate fi obraznic, dar vreau să te întreb și pe tine, în ceea ce faci, în slujirea pe care o ai și în biserică, în lucrul tău de fiecare zi, pe cine vrei să-L mulțumești? Vrei să zică Dumnezeu despre tine, vino slugă bună, rob bun și credincios? Sau vrei să te satisfaci pe tine, să-ți placă ție, să-ți convină ție? De ce avem atât de multe certuri, neînțelegeri, dezbinări? Hai să coborâm nu doar la nivel de biserică, și în familie. Pentru că fiecare ține la dreptul lui și caută datoriile altuia. De ce avem atât de nemulțumiri la fiecare pas? Apostolul Iacob spune despre asta, de unde vin între voi luptele, certurile, dezbinările? Voi poftiți și nu aveți. Într-un alt cuvânt, voi vreți să vă mulțumiți pe sine. Și fiecare vrea să se mulțumească pe sine și în dreptul lui își face imperiul lui, declară război tuturor celor ce nu sunt de acord cu gândirea lui. De aceea, pentru a face un lucru bun, începem de la renunțare la sine. Domnul să ne binecuvinteze. Dar aș vrea să revenim din nou la cuvântul lui Dumnezeu. În lista de la Timotei, 2 Timotei, capitolul 3, unde ne-e prezentată o listă care caracterizează vremurile de la urmă. Știu că cunoașteți, nu voi vorbi despre aceste lucruri pe rând, deși e nevoie. Dar vreau să vă spun că lista aceasta începe și sfârșește cu același lucru. Hai să citim câteva lucruri. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine. Iubitori de sine. Începe lista aceasta, caracterizează generația de la urmă, timpurile din urmă și spune că oamenii vor fi iubitori de sine. De atâta vor fi vremuri grele, de atâta sunt vremuri grele, de atâta avem vremuri grele în familie, în biserică, în societate, cu oamenii iubitori de sine. Toate celelalte care urmează, trăsături caracteristice, e o umplutură a iubirii de sine, pentru că sfârșește lista aceasta. Sfârșește lista aceasta. Oamenii vor fi iubitori, versetul 4 la sfârșit, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Începe cu iubitori de sine și sfârșește cu iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Și toate celelalte aici se cuprind între iubitori de sine și iubitori de plăceri de Dumnezeu. Dați-mi voie să vă provoc la o gândire, fiecare în dreptul lui. Nu vă pară rău, dar hai să ne cugetăm din nou ceea ce facem, ceea ce spunem, felul cum ne comportăm, cum ne raportăm la alții. Ce urmărim prin asta? Voia lui Dumnezeu? Cinstirea lui Dumnezeu? Binele altuia? Sau să ne simțim bine, să ne placă nouă? Nu cumva am intrat în
balonul acesta cu ambalajul de iubire de sine și de plăcere, mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, care își are în lăuntru doar gazele rele din lista aceasta, pe care n-am citit-o. Încheie acest cuvânt cu oamenii vor fi sau vor avea o formă de evlavie, dar vor tăgădui puterea lui Dumnezeu. Înseamnă că cei ce se iubesc pe sine, cu iubire de sine și sfârșește cu iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, tot ceea ce intră în lăuntrul acestui, cum am zis, balon, prezintă o formă de evlavie. Dar oamenii aceștia tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel are un sfat aici pentru Timotei, pentru credinciosul adevărat de atunci și o poziție pentru credinciosul adevărat de azi. Și parcă mă tem să citesc acest lucru, dar e adevărat, spune, depărtează-te de astfel de oameni. Vrei să fii credincios lui Dumnezeu? Vrei să iubești cu adevărat pe Dumnezeu? Vrei să faci voia lui Dumnezeu? Depărtează-te de oamenii aceștia. Doamne, dai plină societatea asta de aceastea. Dai pline bisericile de acestea. Dar rudenile sunt pline de acestea. Unde pot fugi de sine? Știi ceva? M-am gândit la asta, m-am rugat pentru asta. M-am cercetat, m-am analizat pe mine înainte de a vă spune vouă. Și am înțeles un lucru. Pot fugi doar la Iisus. Doar la umbra aripilor Lui, doar pocăindu-mă de răul care e în mine, doar cerându-i lui Dumnezeu putere în fiecare zi să-mi răstignesc firea pământească cu toate poftele și dorințele mele și să am ca scop să-L slujesc pe Dumnezeu, să-L mulțumesc pe El prin răspunsul care îl dau, să nu mă mulțumească pe mine. În cearta care începe, care pornește, eu pot să văd deja sfârșitul. Biblia spune că începutul certei este ca dezlegarea unor ape. Nu știu dacă ați avut ocazia, dar noi trăind la țară, când curgea pe râul la vale, noi îl blocăm, făceam o baltă mai mare, ne scăldam acolo noi sau poate și rățele din gospodăriile noastre. Dar venea câte un șmecheraș pe neobservate și lua câte o mână de pământ de acolo, de la margine. Începea să dezlege acele ape. Știi că nu le puteam opri până nu se scurgea totul? Începutul unei certe este ca dezlegarea apelor. Nu vei putea. De aceea curmă cearta, oprește-o înainte de a se înteți, zice cuvântul Domnului. Mă gândesc la mine. Dacă vorbirea mea, comportamentul meu, slujirea mea e o pornire de ceartă, ar trebui să-mi fac o cercetare personală. Ce urmăresc prin asta? Să rămână sus cuvântul meu, pornirea mea, gândirea mea? Sau poate să opresc, să curmă aceasta înainte de a se scurge apa. Dragii mei, frați și surori, poate cuvântul acesta e cam greu pentru tineri, pentru cei ce slujesc, pentru cei ce cântă, pentru cei ce recită, pentru cei ce predică, pentru cei ce cârmuiesc. Dar aș vrea să vă, din nou, să vă provoc la o cercetare. Să ne gândim la slujirea pe care o avem. Dacă ne-a chemat Dumnezeu la slujire, să știți, noi pe El trebuie să-L mulțumim în slujirea noastră. Dacă ne-a chemat Dumnezeu și ne-a dat darurile Lui, noi Lui trebuie să-I slujim prin asta. Domnul să ne dea înțelepciune, pricepere și ajutor. Am zis despre lista aceasta de la Timotei și vreau să ținem minte
Dacă nu vom cere Domnului să ne ajute și dacă nu vom porni cu lepădare de sine, nu-L vom putea sluji pe Dumnezeu. În ziua cea mare, când a fost făcută o adunare, când Iosua a chemat poporul și spune că a fost ultima adunare, el le-a venit cu un pas, cu o vorbă hotărătoare și a zis: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor cărora au slujit părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeului care ne-a scos de sub robia aceasta. Dar cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Știți care a fost răspunsul poporului? Vom sluji Domnului, noi vom sluji Domnului. Stați, nu vă grăbiți, zice Iosua, voi nu veți putea să slujiți Domnului. Pentru că lui Dumnezeu nu-i putem sluji cum vrem noi, trebuie să slujim cum vrea El. Și atunci când noi vom face cum vrem noi, El va fi nevoit să apese cu degetul Lui, să ne lovească, să ne pedepsească, să ne disciplineze. Noi vom sluji Domnului. Eu cred că cei care sunteți astăzi în Biserica Golgota și oriunde oamenii se închină, vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Ai dați-mi voie, chiar dacă veți socoti că e o obrăznicie a mea, dar eu cred că asta e din partea lui Dumnezeu. Hai să tragem atenție, noi trebuie să-L slujim pe El, nu pe noi. În alegerea cântărilor ce le cântăm, a stilului de cântări pe care îl cântăm, în comportamentul nostru, în vorbirea noastră, în atașamentul nostru, în prieteniile noastre, în slujirea noastră, să-L slujim pe El, El să fie mulțumit. Că la urma urmei, nu ceea ce zicem noi contează, nu ceea ce vrem noi valorează, la urma urmei, ceea ce zice El rămâne în picioare. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute la aceasta. Amin.